meciul cu PAOK, un meci foarte important pentru FCSB. Și pentru PAOK. Important pentru PAOK, pentru fotbalul românesc. Trebuie spus că Răzvan Lucescu și PAOK au pierdut și derbiul Olașului Salonic, au cedat 0-1 cu Aris. Au pierdut și la Istanbul cu Galatasaray după un meci bun, e adevărat făcut, dar tot o înfrângere a fost, conturată pe final, 3-1 s-a terminat pentru turci, drept pentru care și PAOK și Răzvan Lucescu au mare nevoie de victorie joi. Va fi o partidă cât se poate de interesantă. Este, da. Bine, păstrând proporțiile, un avantaj îl are PAOK, asta e clar. Am văzut și meciul, primul meci al lor cu Galata și chiar dacă au pierdut, mi s-a părut că are frenezie în joc, PAOK, are calitate, are creativitate, are viteză. N-a avut finalitatea pe care și-o doreau la meciul ăsta, dar e o echipă combativă. Deci nu o să fie deloc ușor, dar și FCSB a demonstrat asta în meci, mă rog, cu letonii, dar am văzut și strategie, am văzut 7 jucători. Știi că și în 3 reprize din 4 cu Praga, la fel, a stat foarte bine. Da. E de discutat, pentru că cu Praga, când lucrurile nu erau în termeni fizici stabili pentru Praga, se pot întâmpla chestiuni de genul acesta. Acum, lucrurile ar trebui să poată fi evaluate corect, pentru că sunt echipele omogene, sunt cu ritm de joc, nu mai sunt fricțiuni, nu mai sunt segmentări în jocul lor. Dar am văzut la meciul cu letonii un FCSB și cu strategie, mai ales la faze fixe. 7 jucători în careu la corner. Uh-huh. E o noutate, nu s-a mai văzut până acum la FCSB așa ceva. E adevărat că a fost și un risc asumat, pentru că atunci când duci 7 jucători în careu, îți mai rămân doar 3 pregătiți de apărare. Unul sau doi pui la respingere. Trupul de faze fixe, dar vreau să discutăm, o să mergem să-l ascultăm și pe Răzvan Burleanu imediat. Chiar vreau să discutăm despre ce face Petrolul la faze fixe, pentru dacă FCSB a adus 7 jucători în careu, Petrolul a adus vreo 6 în careu mic. Așa au dat și primul gol, mi s-a părut foarte... A fost așa o schemă la Arsenal, mi s-a părut la golul marcat de Petrolul. Dar mergem până la sediul Federației. Răzvan Burleanu vorbește după comitetul executiv. Această modificare adusă de UEFA să nu impacteze major cluburile noastre. O a doua modificare care s-a dezbătut astăzi este cea legată de programul de dezvoltare a sectorului de copii și juniori, care urmează să fie verificat de acum înainte și la licențiere. Până acum, acest program de dezvoltare era verificat doar pe clasificarea academiilor. În momentul de față vom avea această verificare și la licențiere. Un alt subiect este cel legat de o creștere progresivă, pe care o cunoașteți foarte bine, în ceea ce privește investițiile în centrul de copii și juniori. În acest sezon ajungem la 7,5%, după ce în sezonul precedent am fost la 6,5%. E o intervenție care practic merge cu 3-4 ani de zile în urmă și care în momentul de față am ajuns în acest moment. Un alt subiect este cel legat de creșterea numărului de echipe de juniori pentru cluburile de Liga a doua care aplică pentru licența de Liga a întâi din următorul sezon. Deci această regulă practic se va aplica din sezonul 2025-2026. Cluburile de Liga a doua până acum erau obligate să aibă 5 echipe de juniori. Din următorul sezon vor fi obligate să aibă 8 echipe de juniori, bineînțeles cu foarte bine specificate categoriile de vârstă. O altă direcție în ceea ce privește sistemul de licențiere este cea legată de licențele specifice a antrenorilor care lucrează la nivel de copii și juniori. Cele două licențe, după cum știți, sunt în prima Federație în Europa Centrală și de Est, care a început implementarea acestor licențe chiar din această vară. Licența B junior care se aplică pentru categoria de vârstă under 11, under 15, o licență pe care o implementăm împreună cu Federația de Fotbal din Elveția. Șeful școlii de fotbal din Elveția chiar se află în România chiar astăzi. Iar categoria cealaltă de vârstă under 16, under 19, lucrăm cu Federația de Fotbal din Belgia. Deja suntem foarte, foarte avansați în ceea ce privește finalizarea chiar a primei ediții. Referitor la cele două licențe, practic în martie 2025 se va controla ca fiecare club care aplică pentru licența de Liga 1 să aibă cel puțin un antrenor licențiat pe cele două
categorii de vârstă. Deci, practic, la nivelul fiecărei academii va trebui să întâlnim cel puțin doi antrenori licențiați. Unul cu licență B junior, altul cu licență A elită tineret. O altă modificare face referire la dovada plăților. Astfel încât să ne aliniem cu digitalizarea, dar în același timp și să reducem numărul spețelor care se află în dezbatere la comisiile jurisdicționale, nu se vor mai considera de acum înainte documente relevante plățile care nu sunt efectuate prin virament bancar. Deci, practic, se elimină plățile cash. Și o altă prevedere, care la fel ține de o implementare ca urmare a intervenției UEFA de acum 2 ani de zile, suntem în anul 2 de implementare, astfel încât regula în acest an, regula cu privind costurile cu echipa, acest lucru se referă la jucători, staff tehnic, dar și amortizarea sumelor de transfer, plus costurile cu agenții, nu mai poate depăși 80% din veniturile de exploatare. În sezonul precedent am fost la 90%. Anul în sezon da, s-a întâmplat ceva acolo. Vom reveni în momentul în care revine și semnalul și în momentul în care vor fi și întrebări și răspunsuri. În ce caz a vorbit despre dosarul de licențiere și de criteriile pe care cluburile trebuie să le îndeplinească. Ușor, ușor, pare că intrăm și noi în normalitate. La 5 echipe de copii, la 8 și de data asta adevărate, de adevăratele, știți? Că la un moment dat era practica aia cu închiriai niște, cu ghilimele de rigoare, niște echipe de copii. De la școli de fotbal, școli de fotbal și ziceai că sunt copiii tăi. Păi și ai tras concluzia că nu se mai poate face așa? Păi vreau să cred că nu se mai fac așa și cu antrenori și cu licențe și cu... Adică încercăm. Dar s-o rezolvăm și pe asta cu AMFB-ul și competițiile. Doar la Liga a doua, echipele care își depun dosarul pentru Superliga. Da. Și dacă depui dosarul și te-ai calificat și nu ai 8 echipe, înseamnă că nu poți promova, nu? Așa am înțeles. Așa am înțeles și Burleanu, dar probabil... Pentru că nu poți promova, nu poți activa. Ca să poți să promovezi, trebuie să joci. Ori nu te activat las. Poți, dar... Poți, dar nu-ți din punct de vedere al deciziei instanțe, nu pot promova echipele Liga 4 și a 5, a rezultatele fiind lovite de nulitate. Deci nu se poate concura oficial. Vor fi meciuri amicale. Ce? Asta... Mi-a scris cineva care se pricepe. Apropo de AMFB și speța asta. Da, AMFB, da. Deci, anul ăsta e înghețat, practic. Da. Asta înțelegem, nu? Nu poți să promovezi din liga... 4 și a 5. 4 și a 5. Și să sperăm că se rezolvă curând. La nivel de București. La nivel de AMFB, da. Da. Plus ce e cu copiii și juniorii, mă rog, să... Da, e, te afectează, nu? Că una e o competiție oficială, așa alta. La copii nu. Și dacă trebuie organizate meciurile astea de cineva, nu? Da, păi practic AMFB era cea care se ocupa cu organizarea, cine cu, organizează? Da, cu distribuirea de arbitri la meciuri, cu părea, tot ce înseamnă. Da, părea că e o glumă, dar nu e deloc o glumă. Vom vedea. Noi vrem rezultate la nivel european și încă nu suntem în 2024. Atacăm felul în care sunt organizate. Pe bună dreptate, dacă sunt hibe, na, trebuie să intrăm în legalitate, dar trebuie să ne gândim și mai departe ce se întâmplă. Revenim la subiectul FCSB și îl ascultăm și pe patronul Gigi Becali, obișnuita întâlnire cu jurnaliștii de luni și în care spune ce are de gând în săptămâna în curs. Se va petrece un eveniment important și în viața domniei sale, revine pe un stadion de fotbal. Mă rog, a fost și când a câștigat FCSB titlul, dar într-o deplasare, nu mi-amintesc zaga de când n-a mai fost. Trebuie să ne întoarcem mult în timp. Oricum, atmosfera incredibilă acolo. Da. Eu am jucat cum contra lor când eram la Cavala, la PAOK sau la Nica, cei mai fanatici suport. Da. Deci va fi o atmosferă incredibilă. 28.000 de locuri au. Va fi plin. Și mulți români vor merge. Nu vor putea foarte mulți români, pentru că din ce am înțeles eu, biletele se fac pe baza buletinului grecesc sau ID-ului grecesc. Și păi atunci sunt limitat. Probabil alea alocate, 5%, plus și ori mai avea prieteni pe acolo, face, cum, da. Dar nu au cum să fie foarte mulți. Da. Nu înțeleg chiar că s-a schimbat și spunea și domnul Becali, vorbeam cu domnia sa la telefon zilele trecute, nu se mai găseau bilete de avion nici de astăzi, să eventual se mai găseau. Marți, miercuri, exclus să mai găsești bilete de avion către Salonic, câte zboruri ori fi și înțeleg că
compania de zbor a și modificat, a pus miercuri un avion mai mare, cel mai mare avion din flotă, pe ruta Salonic, ceea ce nu face de obicei. Bun, haideți să-l ascultăm pe Gigi Becali. Ăsta seară era unul din cele mai importante meciuri, ca să nu mai am emoție. Pentru că acum 13 puncte, normal să bați Botoșanu. Adică eu vă spun toate gândurile mele, adică exact așa le-am trăit. Bați Botoșanu, faci 16 puncte, ești pe loc de play-off. Gata, la revedere după aia. Ai echipă, nu mai e problemă. Nu mai trebuie să depășești pe unii. Bine, mă, acum mă întreabă de Târnovanu dacă am avut emoții. Am avut emoții, am leșinat. La un moment dat, așa de am leșinat și am dat cu apă rece și cu gheață pe frunte. Hai, mă, la... Da, și o să am emoții mari, o să leșin de la fotbal acum. Ce emoții? Băi, emoții, ce emoții să am, băi, eu am emoții. Băi, emoții nu mai am, emoții mai am decât când e meci de calificare, cum a fost cu... Nici cu aia, cu Tel Aviv. Da, nu mai alea. Și nici cu ăla nu mai aveam, că eram deja în Conference League. Deci, na, ce emoții să mai am eu la fotbal. Eu... Da, m-am mulțumit totuși un lucru. Am jucat cu toată echipa schimbată. Și am câștigat meciul. Și am câștigat meciul cum? Au avut nimic. A avut un cap, am dat ăla. Și noi am avut ocazii. Adică nu multe, dar deci acolo Tavi trebuie să dea gol. Nu poarta goală toată din partea aia, nu? Făceam 2-0, hai la revedere. Și acum e la revedere pentru că am câștigat meciul. Acum o să mă duc eu cu tu echipa, că nu mai mă duc Patos, și o să vorbesc cu el. Și o să-i explic ce înseamnă că talentul lui puțini l-au, anumai că îi trebuie putere, bărbăție, război. Eu să zic, bă, gândește când intri pe teren, intri pe război. Adică tu sau ăla. Dacă stai așa trichi-trichi, hai că gâdilăm mingea puțin, nu merge pe gâdilatul mingea. Ai văzut ăla, David Miculescu? Bă, ăla n-are ca el. Ăla vine în război, se bat omul, faci și el ce poate. Ai văzut cum joacă? Ce se face? Tănase parcă și-a revenit în formă. Bă, Tănase... Va fi acum Olaru. Olaru 1, Olaru 2. Tănase 1, Tănase 2. Deci acum încolo Tănase nu mai va... El nu va mai lipsi. Ce v-a făcut să mergeți la Salonic după atât timp cu echipa? N-ați mai mers de mult timp. Păi am promis. Eram aici cu voi, nu? Tragerile nu erau făcute, nu? Și am zis, domnule, Salonic la Sfântul Dimitrie. Și am promis la Sfântul Dimitrie de atunci. Sfinte Dumitrie. Dimitrie, de vom cădea cu Paocu aici, voi veni la tine. Acum mă duc mai mult pentru Sfântul Dimitrie. Și acum să vedem, poate cu cine o vrea Sfântul Dimitrie să țină. Ori cu mine, ori cu Răzvan. Poate Răzvan e mai bun, el e mai bun om ca mine. Da. Și acum să vedem. Lali. Spațiu sigur pentru toți participanții. Fie că ne referim la jucători, antrenori, spectatori, colegi de-ai dumneavoastră, fiindcă am avut un asemenea incident în acest weekend în care a fost angrenat și un coleg de-al dumneavoastră. Deci aceasta practic e viziunea noastră. De aceea, în ultima ședință de comitet executiv, ne-am transformat chiar în prima federație sportivă din România, care am stabilit imprescriptibilitatea faptelor de trucare de meciuri, corupție și safeguarding. Și practic, începând de acum, în fotbal, ne vom duce și vom urmări, indiferent când se va întâmpla un incident, oricine care încalcă cele trei direcții importante. Corupție, trucarea de meciuri și safeguarding. Astfel încât decizia secretarului general Federației Române de Fotbal de a sesiza Comisia de Disciplină, chiar dacă vorbim de o competiție organizată de către LPF, se aliniază foarte clar acestei viziuni pe care v-am exprimat-o mai devreme. Iar ceea ce s-a întâmplat cu trei dintre colegii noștri, cum e văzut de federație și cum se sizează federația ideea că un impresar avea ecosonul lui Club de Liga 1 și apoi intervine mai rău ca un bodyguard și îmbrâncește jurnaliști, îi jignește, le smulge telefoanele. Federația poate ridica licența acestui impresar?
Mă întorc iarăși la viziune, fiindcă o viziune îți stabilește foarte clar ce acțiuni trebuie să întreprinzi. Viziunea e aceeași, da? Și anume ca fenomenul fotbalistic să fie un spațiu sigur pentru toți participanții. De aceea, practic, chiar dacă avem o competiție organizată de către LPF, așteptăm finalizarea etapei să vedem dacă LPF ne va sesiza direct comisiile jurisdicționale ale Federației Române de Fotbal. În paralel însă, ținând cont că agenții de jucători, și pot să vă confirm că persoana în cauză este un agent de jucători, colegii mei au verificat în cursul zilei de ieri cu reprezentanții FIFA, ținând cont că activitatea agenților de jucători este reglementată de către FIFA, am deschis începând de astăzi un dialog cu colegii noștri de la FIFA pentru a putea să vedem unde se va deschide o procedură. La nivel național sau la nivel internațional. Dacă FIFA nu va deschide o procedură, atunci această procedură va fi deschisă la nivel național. Astfel încât probabil în zilele următoare o să avem mai multe informații. Am mai avut o discuție în acest sens și, nu știu, chiar nu poate interveni niciun fel federația. În acest moment, în Liga a doua, 4 din cele 6 cluburi din play-off nu au drept de promovare. Dumneavoastră v-ați uita, nu știu, la un play-off în care nu există practic nicio miză și chiar nu se poate face nimic? Federația e impasibilă la așa ceva? E o situație care poate deveni jenantă în cazul în care 4 din cele 6 cluburi de play-off nu au drept de promovare. Bun. O situație similară putem să asistăm în ceea ce privește cluburile care se află în insolvență și joacă în play-off-ul ligii întâi. Da? Fiindcă la fel, cluburile aflate în insolvență nu pot aplica pentru licență, nu pot aplica pentru licență UEFA. Sau, tot în play-off-ul ligii întâi, putem să întâlnim cluburi despre care știm că nu vor putea să obțină licența UEFA ca urmare a unor probleme istorice și cu toate acestea joacă în play-off-ul competiției. Acum, orice decizie, orice intervenție pe care noi ca federație o avem, ea trebuie în primul rând să fie legală și să ne asigurăm că nu punem cluburile participante în competiție, fiindcă noi suntem aici o echipă de management care gestionăm resursele financiare și sportive ale tuturor membrilor, noștri, astfel încât să nu punem în pericol această situație. Prin urmare, în momentul de față există acest risc ca un club să se considere prejudiciat ca urmare a faptului că nu ar avea posibilitatea să joace în play-off-ul ligii a doua, chiar dacă este un club de drept public și nu poate să aplice pentru o licență de Liga 1. Prin urmare, avem acest risc în momentul de față. Iarăși, putem să avem cluburi care își doresc, deși sunt de drept public, doar să câștige competiția la nivelul Ligii a doua și nimic mai mult. Deci nu există niciun cadru legal. În momentul de față nu avem un cadru legal care să ne permită. Dacă ne-ar fi permis, cu siguranță. De ce? Fiindcă și eu împărtășesc aceeași opinie, și anume că competitivitatea este influențată, dar la un moment dat putem să avem inclusiv acest risc în ceea ce privește integritatea. Până acum nu avem nicio sesizare în această direcție. Adică toate cluburile de drept public și-au apărat corect șansele pe teren. Ba mai mult decât atât, suntem una dintre țările, alături de Polonia, unde o echipă din eșalonul secund câștigă cupa din țara respectivă. Corvinul une doar în România și vă spuneam că cealaltă situație e în Polonia. Da? Prin urmare, am văzut că chiar o echipă de drept public și-a apărat permanent corect șansele și ba mai mult decât atât a reușit să facă performanță în Europa. La finalul zilei, acesta este cadrul legal, fiindcă, iarăși, am vorbit mai devreme de un exemplu în care o echipă care reușește, deși este constituită ca echipă de drept public și câștigă Cupa României, poate să participe în Europa, dar în România, conform legii sportului, deci nu conform regulamentelor Federației Române de Fotbal, nu se poate afilia și automat nu poate participa, nu se poate afilia la LPF și automat nu poate evolua în Liga 1. După decizia dizolvării AMFB-ului, au apărut voci în spațiu public care au spus și că Federația Română de Fotbal ar trebui dizolvată pentru că nu funcționează legal. Printre aceste voci a fost Adrian Mititelu, Gigi Becali, chiar astăzi a spus că ar trebui dizolvată federația și făcută o structură nouă.
Domnul Mititelu sau domnul Becali? Domnul Becali a spus astăzi. Domnul Becali ar trebui să-și cântărească foarte bine declarațiile. De ce? Fiindcă orice situație de incertitudine la nivelul Federației Române de Fotbal afectează participarea clubului în Europa. Dacă s-ar gândi la această perspectivă, atunci nu ar mai susține acest lucru. În timp ce domnul Mititelu are un singur interes de a pune mâna pe vreo 100-200 de milioane de euro, în urma, vă amintiți, a unui proces penal foarte vechi de probabil de mai bine de 15 ani, în care a pierdut și în care încearcă să se agațe. Acesta este singurul obiectiv. În ceea ce privește situația cu AMFB și FRF, situația nu este similară. Da? Situațiile nu sunt identice, situația este total diferită. Ba, mai mult decât atât, o informație pe care pot să vă comunic acum pentru prima dată, că niciodată n-am mai fost întrebat despre acest subiect. În 2021 s-a solicitat dizolvarea Federației Române de Fotbal, da? Un proces care a fost închis, Federația Română de Fotbal a câștigat, ceea ce înseamnă că în momentul de față avem o autoritate de lucru judecat, astfel încât Federația Română de Fotbal nu este și nu va fi niciodată în acest risc de dizolvare. Ba mai mult decât atât, Federația Română de Fotbal permanent a acționat în deplină legalitate. Patronul FCSB-ului Gigi Becali a declarat și a spus că își dorește foarte mult arbitrii străini în Liga 1. Aș vrea să vă întreb dacă ați mai primit această propunere și cum vi se pare această propunere de arbitri străini în Liga 1, ceea ce vedem și în campionatul Greciei și în multe alte campionate. În primul rând trebuie să ne uităm la dezvoltarea arbitrajului în ultimii ani în România. Arbitrajul în România s-a poziționat la un nivel extrem de înalt și foarte apreciat la nivel internațional, atât în Europa cât și în afara Europei. În Europa vedem delegările brigăzilor de arbitrii români în toate competițiile posibile. Ultima finală de Europa League arbitrată de o brigadă din România, dar inclusiv în afara țării nu facem față solicitărilor din partea federațiilor de fotbal cu care avem relații foarte apropiate, din Arabia Saudită, din Qatar, Emiratele Arabe Unite și alte federații care ne solicită arbitrii români. Prin urmare, noi, ca și federație, niciodată nu vom susține aducerea unor arbitri străini în România. Credem că am reușit să ne întărim credibilitatea în arbitrajul românesc, dar și integritatea arbitrilor români. Dacă cineva din fenomenul fotbalist sau din afara comunității fotbalistice are vreo informație în ceea ce privește integritatea arbitrilor, departamentul nostru de integritate e super activ și permanent pur și simplu s-a implicat în diferite cazuri, inclusiv fie inițiate de către noi, fie cazuri în care ne-am raliat instituțiilor publice. Domnule președinte, și totodată ceea ce pot iarăși să-i asigur pe toți participanții din fenomenul fotbalistic este că niciodată un club nu va mai putea să aibă vreo influență pe arbitraj în România. Se apropie popoajele pe partidele echipei naționale din cadrul Ligii Națiunilor cu Cipru și Lituania. Cum vedeți această dublă pe externă, mai ales că sunt convins aveți destule discuții cu selecționerul Mircea Lucescu? Asta una la o primă întrebare și a doua. Păi, reveniți după aceea ca să nu uitați. Sunt două meciuri dificile pentru noi, mai ales că le jucăm în deplasare. În ceea ce privește obiectivele pe care ni le asumăm pentru aceste două meciuri, acestea ar fi chiar trei. În primul rând, ceea ce ne dorim este ca rezultatele din Liga Națiunilor, deci nu doar din această fereastră din luna octombrie, să ne asigure locul în urna a doua pentru tragerea la sorți pentru campania de mondial. Al doilea obiectiv cu care lucrăm este că ne dorim să ne câștigăm grupa astfel încât să demonstrăm încă o dată, așa cum am făcut-o și în luna septembrie, că suntem o echipă care a fost la Euro și care a avut un parcurs de apreciat. Iar cel de-al treilea obiectiv este că ne dorim să folosim toate meciurile din Liga Națiunilor pentru a pregăti calificarea la Mondial de anul viitor, în ceea ce privește definitivarea lotului, a relațiilor de joc, dar și în ceea ce privește abordarea tactică pe care, bineînțeles, selecționerul și staful tehnic trebuie să o pregătească pentru calificarea
de la, pentru calificarea de la mondial. Cam acestea ar fi obiectivele pe care ne le-am propus la nivel intern. Ați spus mai devreme că n-ați avut niciun fel de semne de întrebare privind corectitudinea unor partide disputate în cadrul ligii secunde la nivelul play-off-ului, chiar dacă o parte din echipe nu au avut drept de promovare. Există însă alte meciuri, eu știu, din Liga a 3-a sau chiar din Liga a 4-a, asupra cărora planează suspiciuni? Există niște anchete în derulare în acest moment? Dacă nu mă înșel, în întâlnirile anterioare, ați spus ceva în acest sens. Singurul lucru pe care pot să sunt într-o poziție dificilă, fiindcă pe de o parte am acces la informații, iar pe de altă parte nu pot să vi le împărtășesc. Da? Adică luați acest disclaimer. Da? Prin urmare, ceea ce pot să vă confirm este că anchetăm mai multe cazuri, da? Dar în același timp că informații despre eșalonul competițional, din ce județ vin echipele sau ce persoane sunt angrenate, nu pot să vă împărtășesc. Dar, pur și simplu, mesajul nostru este clar, toleranță zero în ceea ce privește afectarea integrității competiției fotbalistice. Iar lucrul ăsta am reușit în trecut să-l demonstrăm, să-l documentăm de unii singuri, iar astăzi chiar suntem una dintre federațiile model la nivel european în ceea ce privește colaborarea cu instituțiile statului. Chiar de curând, acum o lună, când a avut loc o întâlnire a departamentelor de integritate, România a fost dată ca exemplu în ceea ce privește colaborarea cu instituțiile statului. Chiar ne dorim să mergem mai departe cu Ministerul Public și cu Procurorul General al României, astfel încât să putem incrimina în codul penal trucarea de meciuri. Selecționarul Mircea Lucescu se va opera după această dublă a echipei naționale. Aș vrea să vă întreb dacă știați despre acest lucru, despre această operație dinainte să semnați contractul și dacă ați avut o discuție cu domnia sa referitoare la faptul că dacă ar putea afecta prezența sa pe bancă la următoarele meciuri. Știam de acest lucru, chiar am discutat de foarte multe ori, fiindcă și noi ne-am implicat în această situație medicală și, practic, domnul Lucescu a luat în calcul cel mai bun moment astfel încât să nu afecteze activitatea echipei naționale și, bineînțeles, activitatea sa, ceea ce înseamnă că e un sacrificiu pe care l-a făcut în avantajul echipei naționale. În mod normal ar fi trebuit să se opereze chiar la finalul lunii august, ceea ce probabil ar fi pus într-o dificultate în ceea ce privește acțiunile din luna septembrie. Deci suntem la curent, adică și chiar încercăm să-l sprijinim pe cât putem. Cum vedeți evoluția de la nivelul fotbalului european? Au fost fotbaliști care au vorbit de o eventuală grevă pentru că se încarcă foarte mult calendarul. Vedem și în România, dar și